Maestri, tu, cel care aderi încă la ideea expusă în diversele învățături, că eu voi da un maestru sau învățător divin fiecărui aspirant la unirea cu mine, ascultă cuvintele mele. Este adevărat că eu ți-am permis, în trecut, să cercetezi în tot felul de cărți și învățături mistice și oculte, stimulând în felul acesta dorința ta secretă de a dobândi puterile necesare pentru a obține unirea lăudată în aceste învățături, chiar până la a trezi în tine conștiința cât de slabă că posezi astfel de puteri. Eu ți-am permis chiar să crezi că practicând astfel anumite exerciții sau respirând într-un mod sau altul și rostind anumite mantre, tu vei putea atrage înspre tine un maestru din invizibil, care ar urma să fie învățătorul tău și te-ar ajuta pregătindu-te pentru anumite inițieri ce ți-ar permite să fii admis într-un grad avansat al vreunui ordin secret în sferele interioare ale existenței, unde o mare parte din înțelepciunea mea divină ți-ar fi revelată. Nu numai că eu ți-am permis toate acestea, dar mai mult decât atât, dacă poți înțelege, eu am fost cel care te-a condus la aceste cărți, care îți inspirau o astfel de dorință și făceam ca o astfel de credință să se fixeze în spiritul tău, dar nu pentru scopurile pe care tu ți le-ai imaginat. Da, eu te-am făcut să treci prin toate aceste învățături, aceste dorințe și aceste credințe, încercând să-i prezint spiritului tău omenesc forțele pe care eu le folosesc pentru exprimarea ideii mele divine. Eu am descris aceste forțe ca ierarhii cerești, pentru ca intelectul tău omenesc să poată să înțeleagă mai bine. Eu le-am zugrăvit ca îngeri sau ca ființe de vine, ca agenți sau ca executori impersonali ai voinței mele, având de exprimat ideea mea care era la început. Dar tu nu ai înțeles. Intelectul tău omenesc, entuziasmat de posibilitatea de a întâlni și comunica cu una din aceste ființe, după cum s-a spus în unele dintre aceste învățături, a încercat imediat să le personalizeze și a început să dorească apariția lor în viața ta, imaginându-ți că ele s-ar interesa de activitățile tale omenești și că trăind conform anumitor reguli prescrise în unele dintre aceste învățături, tu le vei face binevoitoare și le vei determina să te ajute să atingi nirvana sau nemurirea. Cu toate că, intenționat, eu ți-am permis să te hrănești cu aceste iluzii, te-am lăsat să aspiri, să te rogi și să lupți cu seriozitate, urmând toate instrucțiunile ce ți s-au dat, încurajându-te chiar uneori să le urmezi prin licăriri ale unor ființe ideale pe care eu te-am făcut să le vezi în viziune sau în vise de tine însuți imaginate, permițându-ți să crezi că aceste ființe erau maestri pe care îi așteptai. Este posibil ca eu să fi dezvoltat în tine anumite facultăți, care să fi făcut posibil pentru tine să simți prezența unor personalități venite din lumea spirituală și care au fost atrase prin dorințele tale, căutând să fie pentru tine maestri sau îndrumători. Dar acum a venit timpul când trebuie să știi că astfel de ființe nu sunt maestri, că ființele divine nu sunt maestri și că eu și numai eu, propriul și adevăratul tău sine, sunt unicul tău maestru, până când vei fi capabil să mă afli, de asemenea, în fratele tău. Oricine ar fi ființa în formă omenească sau spirituală, care se prezintă conștiinței tale și se recomandă a fi maestru, sau care te determină să îl numești maestru, nu este nici mai mult, nici mai puțin decât o personalitate ca și tine și, în consecință, nedivin. În ciuda numeroaselor adevăruri admirabile pe care le predică și a lucrurilor minunate pe care le săvârșește. Ori, acesta este un mister și atât timp cât tu nu-l vei înțelege, ești îndreptățit să nu accepti ceea ce s-a spus mai înainte și deci să nu fii de acord cu anumite afirmații făcute aici și nici cu învățăturile contradictorii ale altor revelații ale mele. Dar să nu te temi de nimic. Acest mister îți va fi revelat dacă într-adevăr tu dorești să cunoști semnificația mea. Așteptând aceasta, de ce te mulțumești tu în cercetarea ta cu tot ce este inferior perfecțiunii? De ce să cauți tu într-un îndrumător sau într-un învățător spiritual sau uman, într-un maestru sau înger, manifestarea în mod necesar limitată a perfecțiunii mele, când poți să recurgi direct la mine, Dumnezeu în tine însuți, atotcunoscător, atotputernic și omniprezent, ideea inspiratoare, care este cauza tuturor manifestărilor și este prezentă în intimitatea fiecăreia dintre ele. Și așa cum eu sunt în tine, tot așa eu sunt în tot ceea ce tu cauți. Și așa cum întreaga înțelepciune, întreaga putere și întreaga iubire pe care ele o posedă și o emană, emană în mod unic din mine. De ce nu alergi la mine, acum chiar, și nu mă lași să te pregătesc, pentru ca eu să pot exprima întregul meu prin tine? Atât timp cât spiritul tău omenesc va căuta sau va adora ideea unui maestru într-o altă ființă, oricât de elevat sau de sfânt ar putea să-ți pară, tu vei rămâne dominat de aceste idei, până când, poate, chiar eu, într-adevăr, îți voi permite să întâlnești și să comunici cu un astfel de maestru. Dar dacă acest privilegiu ți s-ar acorda, aceasta ar fi doar pentru a grăbi trezirea ta prin deziluzia ce va urma, atunci când ai vedea că acest maestru nu este de fapt decât o personalitate mult mai avansată în trezire decât tine, dar nimic mai mult decât o personalitate și nu unicul divin pe care sufletul tău cel profund aspiră să-l cunoască. Pentru că eu te hrănesc cu toate aceste idei, care ajută la a-ți arăta realitatea din spatele aparenței. Și dacă eu te conduc la o decepție aparentă și tu îți pierzi încrederea în toate învățăturile omenești, în orice perfecțiune omenească și chiar divină, aceasta este doar pentru ca tu să devii capabil să distingi mai clar între materie și umbră și pentru a te pregăti pentru acel ideal mai înalt pe care eu ți-l voi descrie în continuare. Tu te poți ridica în personalitatea ta omenească numai la idealul pe care spiritul tău omenesc este capabil să-l conceapă. Prin dorință, eu fac ca voința mea să se manifeste în tine și prin dorință, eu am realizat multe opere admirabile. Dar pentru tine, cel care te-ai înălțat deasupra dorinței, pentru tine care nu mai cauți nici un maestru, nici chiar pe mine, dar care trăiești numai în credința prezenței mele și a promisiunilor mele eterne, pentru tine eu rezerv o uniune și o comuniune care va produce în sufletul tău o fericire și o bucurie atât de mari, încât spiritului tău omenesc îi este imposibil să și le imagineze. Tu ești o personalitate omenească și totuși tu ești divin, deci perfect. Tu crezi primul dintre aceste adevăruri, însă pe al doilea nu. Totuși, ambele sunt adevărate. Acesta este misterul. Tu ești, în mod precis, ceea ce tu crezi că ești. Una sau alta, cu care dintre cele două afirmații ești de acord? Sau cu amândouă? Tu ești una cu mine. Eu sunt în tine. În personalitatea ta omenească, în fiecare facultate a intelectului tău. Eu sunt în fiecare celulă a corpului tău, în fiecare atribut al spiritului tău, în fiecare facultate a intelectului tău. Eu sunt sufletul, principiul activ al fiecăreia dintre ele. Și tu ești în mine, tu ești o celulă a corpului meu, tu ești un atribut al spiritului meu, tu ești o facultate a intelectului meu, tu ești o parte din mine și totuși tu ești eu, eu însumi, noi suntem unul și am fost așa din totdeauna. Personalitatea ta omenească este pentru tine ceea ce tu ești pentru impersonalitatea mea divină. Ele sunt creațiile noastre, exprimări ale existenței noastre. Tu ești unul dintre atributele mele mentale, una din puterile mele divine, una din radiațiile voinței mele, care emană din eul meu impersonal pentru a atinge scopul meu. Da, tu ești o ființă divină, un înger de lumină, o parte sau o etapă vie a mea, căreia eu i-am dat un impuls în scopul de a exprima în mod impersonal ideea mea. Și oare un înger de lumină, o ființă în întregime impersonală, un atribut al voinței mele, s-ar putea interesa de lucruri omenești? Nu, el utilizează doar natura ta omenească și activitățile tale omenești ca mijloace prin care voința mea să dea o exprimare ideii mele. Și această idee relativ la un maestru pe care eu am prezentat-o atenției spiritului tău a fost doar pentru a te pregăti și a te aduce în fața acestei idei de eu, eul tău impersonal, înger unic de lumină, unicul și veritabilul maestru interior. Spiritul tău omenesc, așa cum este el constituit, crede că în anumite ocazii are nevoie de un maestru la care să apeleze în încercările sale omenești sau în frământările și dificultățile sale, de cineva la care să ceară explicații și sfaturi, crezând că problemele vieții pot să fie rezolvate în acest mod. Și dacă eu îți aduc pe vreunul care râde de tine sau te înșală, el te va împinge în final înspre mine, propriul tău sine, atunci când poate, descurajat, deziluzionat și umilit, vei fi dispus să vii la mine, în interiorul tău, și să asculți vocea mea, care tot timpul ți-a vorbit, pe care spiritul tău egoist și orgolios nu a binevoit să o asculte. Ție, care nu ai experimentat încă aceasta, care nu ai întâlnit încă maestrul aspirațiilor tale, nici sub formă umană, nici sub formă spirituală, ție, în care cuvintele mele nu au putut să trezească un ecou de activitate care să răspundă adevărului lor, eu îți rezerv anumite experiențe care te vor conduce infailibil la mine mai târziu. Și atunci tu vei ști că eu sunt maestrul, ideea inspiratoare a fiecăruia din gândurile tale și a fiecăreia dintre aspirațiile tale, atât interioare cât și exterioare, către maestrul pe care îl dorești. Dacă tu te îndoiești, nu ai decât să recurgi la cheie. A te gândi la un maestru înseamnă a crea unul. Prin gândirea ta, această idee despre un maestru devine ceea ce tu dorești să fie sau ceea ce tu imaginezi că este. Cu alte cuvinte, prin gândirea ta, creezi în jurul acestei idei toate calitățile pe care tu îți imaginezi că un maestru trebuie să le aibă. Spiritul tău omenesc, prin dorință, prin aspirație, prin adorație, trebuie în mod necesar să creeze aceste calități într-o ființă imaginară oarecare, care nu este decât o personalitate, pentru că tu nu poți încă concepe o ființă impersonală. La fel, în funcție de intensitatea dorinței și a gândirii tale, această idee trebuie mai devreme sau mai târziu să se manifeste complet, fie atrăgând înspre tine o astfel de personalitate încarnată sau o alta asemănătoare care se manifestă ca o entitate a tărâmului viselor sau a viziunilor. S-a spus că atunci când discipolul este pregătit, maestrul apare. Și această afirmație este adevărată într-un anumit sens, dar nu așa cum ai interpretat-o tu. Dorința ta secretă de a avea un maestru ți-l va aduce, dar numai atunci când eu te-am pregătit pentru această apariție. Dar această apariție nu va fi altceva decât aparența unui maestru. Atunci când adevăratul maestru sau învățător va apărea, se poate ca tu să nu îl recunoști, căci el poate să se ascundă sub înfățișarea unui prieten care se interesează de tine, a unui asociat al tău în afaceri, a vecinului tău cel mai apropiat sau a soției tale, a soțului sau a copilului tău. Da, eu, sinele tău divin, sunt maestrul care a determinat sufletul tău să caute, și când mă va găsi și va afla că eu sunt sinele tău, și atunci în conștiința ta omenească te vei bucura că ai devenit discipolul meu, mă vei aștepta cu devotament și vei avea în vedere doar să mă servești cu fidelitate, atât în interiorul tău, cât și în interiorul oamenilor apropiați. Și atunci vei înțelege de ce doar unul este maestrul tău, fie acela Christos, pentru că eu mă aflu în calitate de Christos în fiecare om și sunt unul și unicul sine al lor. Prin toți oamenii, eu te chem din totdeauna și încerc să te întâlnesc și să impresionez conștiința ta omenească. Eu te învăț continuu, chiar și când tu nu-ți dai seama de acest lucru. Eu am multe căi pentru a ajunge până la conștiința ta și le utilizez pentru a te aduce la înțelegerea semnificației ideii mele. Da, toate acestea constituie vocea mea, de care eu mă folosesc în mod impersonal pentru a exprima că eu sunt în toate și că eu sunt realul din toate. Și pentru că vocea vorbește în miile sale de modalități de exprimare, tu fiind de asemenea o parte a acestui tot și pentru că eu sunt în tine, sperând ca tu să mă recunoști și să cooperezi conștient cu mine în exprimarea ideii mele de perfecțiune impersonală pe pământ, precum este ea exprimată în cer. Numai când această recunoaștere va veni, tu vei afla și vei cunoaște adevăratul maestru. Atunci și numai atunci tu vei realiza că eu, propriul tău sine impersonal, sunt unicul maestru posibil pentru personalitatea ta omenească. Atunci tu vei înțelege de ce ca personalitate, cu o conștiință separată, niciodată nu vei putea identifica sau cunoaște un maestru real dacă îl vei întâlni în corp fizic. Aceasta până nu vei fi în stare să intri în conștiința ta cristică, conștiința mea din interiorul tău și de asemenea din interiorul său. Atunci tu vei înțelege de ce ca personalitate cu o conștiință separată niciodată nu vei putea identifica sau cunoaște un maestru real dacă îl vei întâlni în corp fizic. Aceasta până nu vei fi în stare să intri în conștiința ta cristică, conștiința mea din interiorul tău și de asemenea din interiorul său. El nu ar putea exista pentru tine decât în calitate de prieten sau de profesor, amabil și care te pot ajuta. Când vei atinge o astfel de conștiință, atunci doar vei fi demn și calificat pentru a ști și a comunica cu tovarășii tăi în marea confrerie a spiritului, a celor stăpâni pe sine, celor care trăiesc doar pentru a-i ajuta pe frații lor mai tineri ca să găsească și ei divinul unu din interior. Dacă în viața ta ar veni la tine o ființă care ți s-ar părea divină și ți-ar arăta un oarecare interes, să fii sigur că aceasta nu este încă complet impersonală. Ar putea fi un maestru lumesc, dar niciodată cel divin, pe care sufletul tău aspiră să-l servească. Dar poate ai fi satisfăcut să ai o astfel de ființă ca maestru, chiar dacă el nu ar fi complet impersonal. Dacă așa stau lucrurile, atunci de acum încolo, eu te voi face să-ți dai seama de imperfecțiunile sale printr-o comparație constantă cu perfecțiunea mea impersonală, până când, în final, tu vei apela și vei alerga la mine, supunându-te complet mie, recunoscându-mă pe mine și impersonalitatea mea ca pe unicul model și ideal, ca pe adevărata cauză care a inspirat lunga ta căutare a perfecțiunii mele în afara ta, în timp ce tu puteai să o găsești doar înăuntrul tău, profund ascunsă înăuntrul propriului tău suflet.